alunecat spre extremism. A fost susținut de armeni. Interesant este că unul dintre conducătorii lui a fost protejat de un demnitar armean, Cricor Zohrab. Băiatul lui Cricor Zohrab a ajuns și el în România și a condus monopolul tutunului multă vreme. Ei bine, tocmai acela a fost organizatorul uciderii lui Cricor Zohrab, cel care îi salvase viața în timpul persecuțiilor hamidiene. Ei bine, Julii Turcii erau un partid tânăr naționalist, condus de un triumvirat, în care personalitatea proeminentă era Talat Pașa, care a fost ministru de interne. Ne referim la Talat, Enver și Dejal. Și Gemal. Gemal. Enver a fost șeful armatei și Gemal era șeful marinei. Talat Pașa a fost cel care a dat un ordin prin Ministerul de Interne ca populația de origine armeană să fie scoasă din case, adunată la marginile orașelor și trimisă în convoaie către deșerturile Mesopotamiei. În aceste convoaie ale morții au dispărut peste 1 milion de oameni, spun au dispărut pentru că nimeni nu le-a mai găsit mormintele. Eu am fost la Derzor, am spus că nu termin romanul pe care l-am scris, Cartea Șoaptelor, în care vorbesc despre aceste masacre, până când nu văd eu nisipul de acolo, care se spune că și acum mai există oase măcinate. Este un pământ sacru pentru noastră, pentru armeni. Acolo este și o capelă care amintește de aceste masacre. Sunt acte martirologice. Și tragedia aceasta care s-a petrecut în timpul Primului Război Mondial, din păcate, nu a reușit să convingă lumea de amploarea acestor tragedii, așa cum s-a întâmplat mai târziu cu Holocaustul îndreptat împotriva evreilor. Apariția statului modern turc prin Mustafa Kemal, iată că avea o altă opțiune, o altă viziune. El este un iluminist. Dar totuși nu s-a recunoscut acest genocid și este o problemă destul de delicată. După război, în 1919, s-a înființat un tribunal militar care a condamnat la moarte în contumacie, pentru că ei între timp plecaseră din Turcia, pe toți autorii morali ai acestui genocid. Ne referim la acțiunea Nemesis. Da, nu. Tribunalul militar otoman i-a condamnat la moarte. Numai că ei plecaseră cu toți. Și Talat, și Enver, și Gemal, și Benayeddin Şakir și Dr. Nazim, toți plecase. E bine, a apărut o acțiune unică în istorie și care unică nu doar pentru că a avut o amploare extraordinară, dar și pentru că a fost de o discreție copleșitoare. Noi mai avem un caz similar după al doilea război mondial, că Simon Wiesenthal a organizat o astfel de acțiune de pedepsire a criminalilor de război care scăpaseră judecății tribunalelor de la Nuremberg, dar Simon Wiesenthal a făcut-o publică, a scris și o carte Asasinii printre noi. E bine, acești oameni din 1921, când s-au înființat, noi îi spuneau Haduk Marmin, adică corpul special, care urma să facă Haduk Corps, adică acțiunea specială, un grup de studenți care și-au promis să ucidă pe toți cei care fuseseră condamnați la moarte de tribunalul militar și care scăpaseră prin fugă. Cu permisiunea noastră aș dori să fac o corecție, pentru că reformatorul, eu am zis, reformatorul turc este Mustafa Kemal, dar este Mustafa Atatürk. Lui s-a spus după aceea Atatürk, care în limba turcă înseamnă tatăl turcilor. Da. Vă rog să vă continuați. El chema Mustafa, după aceea, cum i-a spus lui Gandhi, s-a spus Mahatma. Ei bine, acești oameni, Solomon Tehlirian, Aram Yerganian, Misak Torlakian și alții, i-au ucis unul câte unul pe toți. Pe Talat Pașa la Viena, apoi pe Dr. Nazim, pe Benayeddin Şakir. Aici ne referim la acțiunea Nemesis. Acțiunea Nemesis. Și-au luat numele Nemesis pentru că Nemesis este zeița răzbunării la vechii greci. Era o chestiune de onoare, era o chestiune poporului armean. Ei spuneau că sunt justițiari și eu cred că aveau dreptate. Unul singur a scăpat judecății lor, Enver Pașa, care a plecat să lupte în stepele Asiei împreună cu locuitorii
turcii ce ai de acolo, dar el a fost omorât de un soldat armean din armata bolșevică. Ei bine, câțiva dintre ei au venit în România. Ierganian și cu Misak Torlakian au stat multă vreme în România. Misak Torlakian a stat 2 decenii la Ploiești, el este unul din eroii cărții mele. Misak Torlakian a omorât pe fostul ministru interne azer, Bahput Khan Jivanshir, care era responsabil de moartea câtorva zeci de mii de armeni în Baku. Ei bine, n-aș vrea însă să vorbim doar despre aceste lucruri, pentru că... și operațiunea Nemesis a fost cunoscută opiniei publice după mai bine de 50 de ani, când a apărut o carte în care se vorbește despre ei. Deci ei au trăit în tăcere și au murit în tăcere. Ei n-au spus până la moarte nimic despre acțiunea lor. Misak Torlakian a murit în 1968, știu bine, pentru că a murit toată cu bunicul meu, în noiembrie 1968. Domnule ministru, există punți de împăcare legate de această chestiune atât de delicată? Uite, să-ți spun ceva foarte deschis. Bunicii mei nu m-au crescut în ură față de poporul turc. Bunicul meu, Setrag Melichian, care era craiovean, stătea foarte aproape de aici, pe o stradă care se chema strada Brândușa și care comunica prin strada Barați cu 7 noiembrie. Deși bunicul meu ar fi avut poate motive, pentru că toată familia lui a fost ucisă în masacrele acele. Familia bunicului meu stătea într-un sat lângă Erzărum. Bunicul era cu bunica lui undeva la oraș, la niște rude, și când s-a întors și a găsit toată familia ucisă. Fratele lui a fost omorât lângă el, îl chema Harutiun, care înseamnă înviere. El a fugit. Auzise că niște vase franceze care iau pe locuitorii din care rezistaseră pe muntele Musa, Musadah pe turcește, Musaler în armenește, cum ar fi muntele lui Moise. Numai că el a ajuns acolo după ce vasele ridicaseră ancora și a făcut un drum lung, lung prin Odessa, Brăila, până a ajuns aici la Craiova, unde erau mai mulți verde ai lui, mai mari, care veniseră la muncă, pentru că acolo era economie naturală, tinerii plecau în Europa să deprindă meserie și să câștige bani. Și verile au venit aici. Oschian, Holen, Harutiun, Nășan. Nășan este tatăl lui Iacob Melichian, care mai, încă și acum este părintele spiritual al aromei cafelelor și cred că nu există student care să nu fi trecut pe la cafeneaua lui Iacob în pauzele de la universitate. Dumneavoastră a spus, ați afirmat în această emisiune că n-ați fost crescut în spiritul răzbunării. N-am fost crescut în patimă și răzbunare. Și romanul pe care l-am scris și care vorbește aceste lucruri nu are patimă. Eu spun că atunci când urăști, semeni cu cel pe care îl urăști. Ai luat ceva din fizionomia lui, da, din structura lui. Da. Dușmânia creează mai degrabă similitudini decât deosebiri. Pentru că dușmanii ajung să-și semene. Și nu poți spăla sângele cu alt sânge. Și nu-i bine ca lacrimile din ochiul tău să te împiedice să vezi lacrimile din ochiul celuilalt. De aceea încerca să lecuiești durerea provocând alte dureri nu este o soluție. Însă, noi armenii cerem recunoașterea internațională acestui genocid. Cum vă spunem, există anumite similitudini și anumite diferențe. Există din partea statului turc în acest moment, da, vedeți? O recunoaștere, da, sau premisele unei recunoaștere a genocidului? S-a petrecut în cel de-al doilea război mondial, când era mai ușor să ai documente, pentru că între timp partea cinematografică evoluase, față de primul război mondial. În plus, chiar nemții au oferit dovezi, pentru că și ei înșiși nu s-au ascuns, crezând că al treilea Reich va fi veșnic, au înregistrat multe mărturii care au fost folosite apoi pentru a vedea dimensiunea tragică a Holocaustului. Apoi, în timp ce aliații au venit în Germania și au văzut la fața locului, amintiți-vă scenele cutremurătoare când aliații ajung la Auschwitz și sunt acele mormane cu cadavre care nu puteau să fie incinerate și deținuții care îi primesc. E bine, masacrele din Anatolia s-au încheiat în 1916. În 1918 vedeai doar schelete negrite la marginea drumurilor. Și în al treilea rând, Germania a recunoscut, Holocaustul. Amintiți-vă că chiar Willy Brandt a fost personalitatea germană care a deschis larg porțile acestei smerenii a Germaniei democrate.
în timp ce turcii l-au negat întotdeauna. În Turcia a dominat multă vreme un naționalist militarist care a crezut că e orgoliu național să refuzi acceptarea acestor fapte. Pentru noi este în primul rând o chestiune de identitate. Noi suntem oameni care trăim în altă parte decât s-au născut bunicii noștri. Bunicii noștri au învățat că de greu e să mori în alt pământ decât cel în care te-ai născut. Noi credem că acest lucru trebuie tratat doar ca o întâmplare. Poate că de ca aceea, un dat într-o viață de om. Nu ca o întâmplare, adică ceva care s-a întâmplat și gata. Se spune și eu cred că e adevărat că Hitler atunci când a început așa numita soluție finală împotriva evreilor, întrebat fiind despre posibile consecințe, el a spus, cine își mai aduce aminte acum de masacrele împotriva armenilor? Alo? Hola? Consenior Mishu Găinușă, por favor! ¿Qué es Mishu? Es un hombre pequeñito, con gafas. Caballero, creo que se ha equivocado. Con Mishu Găinușă, vă rog! Acum poți să-ți suni familia și prietenii. Cu cartela Digimobil vorbești din Spania, România și invers cu 6 eurocenți pe minut, cu TVA inclus. O cartelă, două numere, spaniol și românesc. E cea mai convenabilă ofertă. Hola, señor Serbanica! España! Es una fiesta! Digi, pentru familia ta. E simplu. Mă prefac că citesc lista de întreținere. Le iau sacoșile, le deschid ușa la lift. Ele cred că sunt un vecin nou și amabil. Unele chiar s-ar băga în seamă. Dacă nu stai cu minte, te tai. Du asta încă și asta. Du și poșeta. Toată șmecheria e s-a pus să fugi până începe să țipe. Viața e un spectacol cu televiziunea digitală prin cablu DigiTV. Ai până la 90 de canale TV digitale la preț de televiziune analogică. Îți aducem viitorul acasă. Digi. Pentru familia ta. Știm că timpul tău e prețios, așa că ne-am gândit la noi modalități de a-ți achita facturile RCS-RDS. La bancomatele băncii comerciale române, MKB Romextera Bank și ale băncii Transilvania. La ghișeele MKB Romextera Bank, ale băncii Transilvania și ale băncii comerciale Carpatica. Prin serviciile debit direct al ING Bank și al băncii Transilvania, Self Bank și Home Bank ale ING Bank. Internet Banking ale băncii Transilvania. Prin virament bancar. Pentru aceste servicii, băncile nu percep taxe suplimentare. Facturile pentru serviciile contractate se pot achita în continuare la casierile RCS-RDS din orașul tău. Pentru orice ocazie există Florăria Iris. Acum